am vorbit de multe ori despre excesul de umiditate din pereți și mucegaiul care rezultă, o problemă care ne poate afecta locuințele mai ales când sunt în contexte umede și nu se poate garanta o ventilație adecvată. În timp, pereții de beton ajung să absoarbă umezeala din sol care se ridică prin ei până devină vizibilă prin pete de mucegai, dar formarea mucegaiului pe pereți poate apărea și în apartamente, dacă nu sunt ventilate corespunzător. De obicei, atunci când apare această problemă, încercăm să o rezolvăm cu produse de curățare generice poate vă din nou peretele, cu toate acestea, dacă problema nu este complet eliminată, va fi o chestiune de câteva săptămâni până când mucegaiul va reveni. 1. Elimină umezeala cu pudră de talc. Pudra de talc este un aliat excelent împotriva umidității și pe pereți funcționează la fel ca la încălțăminte. Extrage și absoarbe umiditatea. Doar turnați puțină pudră de talc pe pereți. Apoi fregați-o cu o cârpă pentru a o face să pătrundă în pereți. Repetați procesul de mai multe ori pentru ca acesta să fie și mai eficient în eliminarea oricăror urme de un 2. Îndepărtați mucegaiul cu un albitor în acest caz. Soluția este un paliativ, deoarece este capabilă să elimine complet mucegaiul, dar nu și umiditatea prezentă în pereți. Amestecă două părți egale de apă și înălbitor într-o sticlă de pulverizare. Nu uitați să folosiți mănuși de cauciuc, ochelari de protecție și o mască. Deschideți toate ferestrele când aplicați această metodă. Pulverizați soluția pe matriță și folosiți o periuță de dinți pentru a frega energic. Este nevoie de puțină răbdare. Mucegaiul încăpățânat poate necesită mai mult de un strat pentru a scăpa. Atenție! Înălbitorul poate decolora pereții vopsiți. Așa că această metodă este cea mai potrivită pentru pereții albi. 3. Scoateți mucegaiul cu petroxid de hidrogen. O altă modalitate eficientă de a scăpa de petele mai mici de mucegai este folosirea petroxidului de hidrogen. Se toarnă puțin petroxid de hidrogen pe o cârpă, se aplică pe perete și se lasă 15 minute. Apoi frecați bine pentru a îndepărta pata. Din nou purtați mănuși și mască și încercați să asigurați o bună ventilație în cameră. 4. Îndepărtați mucegaiul cu apă, oțet și alcool. Cel mai eficient și natural remediu pentru a elimina mucegaiul de pe pereții este combinarea acestor ingrediente naturale extrem de eficiente. Amestecă trei părți egale de apă. Oțet și alcool. Apoi folosește o cârpă pentru a freca bine și încearcă să îndepărtezi petele de mucegai de pe pereți.